Timișoara este mai curată după ce peste 270 de voluntari au strâns toate deșeurile din zonele importante ale orașului într-o singură zi. Voluntarilor li s-au alăturat și mai mulți angajați din cadrul instituțiilor publice din Timișoara. Împreună cu peste 270 de voluntari ne-am alăturat campaniei naționale de curățenie într-o singură zi. De la mic la mare, elevi și studenți voluntari din cadrul primăriei Timișoara, Garda Națională de Mediu, Comisariat Județean Timiș, voluntari din o ong și companii locale ne-am unit forțele să păstrăm Timișoara curată. Locațiile alese să fie curățate au fost zona pădurea verde, strada Cerna, colțcu Severbocu, calea Aradului, Colț cu Grigore Alexandrescu și strada Francesco Ili. Deșeurile vor fi ridicate de retim. Felicitări tuturor voluntarilor, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.